Cimentul Vale Mare Pravăț, contabilitate stăinești 5 la 3, AFCS Cetățeni, Voința 4 la 2, Flacăra Boteni, Interaninoasa 9 la 1, ASC Frângeni, Asemicești 0 la 1, Partizanul Vlădești, Rapid Davidești 3 la 6, Ase Dragoslavel, Sporting Pitești 6 la 1, Unirea Bughea de Jos, Vulturii Vulturești 6 la 1 și Petrolul Hârtiești, Viitorul Rădești 6 la 2. Gloria Berevoiești și Fece Corbi au stat. Petrolul Hârtiești se distanțează din nou la 7 puncte în fruntea clasamentului, profitând de pauza celor de la Corbi și de înfrângerea formației de pe locul 3, Ase Ciofrângeni. Iar în rânda următoare, liderul va juca în deplasare la campioana de anul trecut, Vulturii Vulturești. În seria Sud, duminică s-au înregistrat următoarele rezultate. Steaua Negra și viitorul Călinești 5 la 2, ACS Lunca Corbului, ACS Miroș 0 la 1, Dacia Ștefănești, Speranța Cornățel 4 la 1, ACS Oarja, Unirea Hârsești 2 la 3, Star Sport Argeș, Speed Academy 2 Pitești 2 la 4, Vulturii Albi Violeți, Real Bradu 2, 0 la 3, ACS Recea, Flacăra ale Ordeni 9 la 0, Unirea Tricolor Șerbănești, CS Albota 1 la 2 și CS Rătești, viitorul Ștefan al mare 5 la 2. Lider este Steaua Negraș 39 de puncte.